În ultimii 10 ani, numeroase țări au făcut progrese semnificative în ceea ce privește creșterea ratelor de alăptare exclusivă la sân. În România, rata alăptării exclusive în primele 6 luni de viață a bebelușilor s-a triplat în ultimul deceniu. Cu toate acestea, sunt posibile progrese și mai mari atunci când alăptarea este protejată și sprijinită, în special la locul de muncă. Cu ocazia Săptămânii Mondiale a Alăptării din acest an, Organizația Mondială a Sănătății a subliniat necesitatea unui sprijin mai mare pentru alăptare la toate locurile de muncă pentru a susține și îmbunătăți progresele înregistrate în ceea ce privește ratele de alăptare la nivel mondial. Asociația Română pentru Educație Pediatrică în Medicina de Familie, ARPMF, desfășoară de 10 ani programul educațional Școala Familiei Mele prin cabinetele de medicină de familie cu practică majoritar pediatrică. Aș vrea să vorbim puțin despre alăptare. Fiind săptămâna alăptării, m-ar interesa din punct de vedere al cadrelor medicale în ce măsură se fac cursuri de educație și aici mă refer mai ales la personalul medical mediu, cel care intră în contact poate mult mai des și are mai mult timp să stea de vorbă cu mămicile, cu gravidele, viitoarele mămici. E un subiect foarte bun și mulțumesc frumos pentru abordul lui, pentru că noi tocmai ce am desfășurat activitățile din această săptămână, Săptămâna Internațională a Alăptării. Asociația Română pentru Educație Pediatrică Medicina de Familie derulează în ultimii 10 ani activități în mod constant de creștere a numărului de mame care alăptează. Și aș vrea să spun că un rezultat foarte frumos obținut a fost obținut prin programul Școala Familiei Mele, adresat pe de o parte specialiștilor în domeniu, respectiv personalului medical, atât medic cât și asistentă în echipă, iar pe de altă parte adresat familiei. De ce? Pentru că noi considerăm că alăptarea, nu doar pentru că este statutat de om sau pentru că într-adevăr primele 6 luni din viață sunt esențiale să fie acel copil alăptat, dar în primul rând pentru capitalul extraordinar neuropsihoemoțional pe care îl aduce alăptarea în relația dintre mamă-copil și comunitate. De ce spun asta? Pentru că o mamă care alăptează este o mamă care va avea un risc mai mic de cancer de sân. O mamă care alăptează este o mamă care nu ajunge atât de repede la probleme cu care noi ne confruntăm toată ziua în cabinetele noastre, care simt de anxietate, de stres, de stres emoțional și de epuizarea mamei care se confruntă cu lipsa alăptării. Procentul de mame care ajung la dezvolta depresie postpartum dacă alăptează este mult mai mic decât al mamelor care nu alăptează. Asta din punct de vedere al beneficiilor mamei. Pe de altă parte, legătura emoțională deosebită cu copilul este clar că este în beneficiul mamelor care au șansa să alăpteze. Ceea ce s-a făcut în cadrul asociației noastre sunt aceste programe educaționale pe care noi le-am derulat pentru părinți și în urma cărora, de la procentul de alăptare din 2011-2015, când s-a derulat un proiect al Institutului Ocrotirea Mamei și Copilului și care era la 12,5% mame care alăptau în primele 6 luni, noi am ajuns în urma consilierii mamelor pentru alăptare la un procent de peste 55%, ceea ce este foarte mult. Dar asta înseamnă să fie alături de mamă, pe de o parte, preconcepțional, apoi pe perioada sarcinii și educația nu încetează și mama trebuie încurajată ca să aibă încredere în ea. O mamă puternică este o mamă încrezătoare, o mamă care simte că are suport alături de ea. Pe de altă parte, studiile arată că avem un procent de mame care sunt extrem de anxioase, viitoare mame care sunt extrem de anxioase pe parcursul gravidității, pe parcursul sarcinii. Aproape 80% dintre gravide experimentează teama: ce se va întâmpla cu copilul meu, voi fi o mamă bună, voi putea să alăptez. Și atunci e bine ca personalul medical mediu și medici să fie alături de dânsele și să le consilieze, inclusiv pregătirea pentru alăptare, nu doar psihică, ci și fizică. Nu e așa, nu este important modul în care se finalizează nașterea în general. Sigur că lupta mare este pentru naștere naturală, în contextul în care, vedeți, situația arată că în marile orașe se ajunge chiar și la 70% nașteri prin cezariană.
Pentru noi este esențial ca mama să rămână sănătoasă, puternică și după naștere, pentru că ea va avea o viață, o viață în care este datoare și sieși să trăiască, să se bucure de viață. Ori vedeți, de multe ori, fibroamele care apar post-intervenție cezariană sunt mult mai frecvente. Sunt date științifice, nu sunt date inventate de noi. Deci sănătatea mamei este prioritară când vorbim de nașterea spontană. Pe de altă parte, sănătatea copilului este esențială. Noi acum vorbim despre conceptul de naștere sănătoasă, de nașterea unui copil sănătos care să nu sufere de hipoxie cerebrală, care să aibă o microbiotă sănătoasă. Și atunci trecem la avantajele pentru copil în a fi alăptat, în afară de legătura emoțională cu mama lui. Este esențial faptul că el primește toți nutrienții de care are nevoie. Noi vorbim despre colostru, despre primele ore de după naștere când este alăptat acel copil. Vorbim despre beneficiul de a-l pune la sân foarte repede pentru că acel copil să nu sufere de singurătate, de izolare, de separare de mama lui. Este esențial pentru viața lui ulterioară. Există situații în care femeile, mamele, pierd startul alăptării la sân din cauza faptului că nu e cineva alături de ele să le explice destul de mult timp, astfel încât să înțeleagă ce au de făcut. Și am observat că există o tendință aceea de a apela la consilierii în lactație, care să vină acasă și care au poate mai mult timp pentru asta. Ce sfaturi le-ați oferi mamelor în privința acestui obicei? Foarte bună întrebare. Mulțumesc frumos. În primul și în primul rând, pentru că, într-adevăr, în maternitate lucrurile se derulează în ritm foarte rapid. Mamele stau maxim 2-3 zile în maternitate. Mama își revine mai greu după naștere, depinde ce tip de naștere a avut. Presiunea emoțională este foarte mare, teama, nesiguranța, neștiința de multe ori, pentru că nu au avut acces la informații corecte medical de multe ori. Și presiunea familiei sunt foarte mari. Ajunge acasă, constată că este singură față în față cu bebelușul și are nevoie să știe ce să facă. Și atunci, sigur că dacă îți urmezi instinctele sănătoase și în jur ai o mamă sau o soacră cu care să poți vorbi, e mare lucru. Dar multe dintre cuplurile tinere sunt singure și atunci singura adresabilitate au înspre medicul de familie. Din păcate, nici măcar aici nu avem foarte bine dezvoltată rețeaua, pentru că neavând asistenți de ocrotire care să poată să depisteze la timp aceste situații, părinții ajung la cabinet uneori tardiv. Ce este important este că în primele zile de după alăptare lucrurile pot să intre într-o normalitate dacă acea lăuză, scuze, este susținută, încurajată și îi se arată de către personalul medical ce are nevoie să facă, cum să facă, cât timp să facă, cum să-și îngrijească mamelonul, cum să îngrijească bebelușul, cum să-l poziționeze la sân. Ce este important este că, da, s-au dezvoltat din fericire chiar și acest sistem de consilier în alăptare, ceea ce e mare lucru și încurajăm cadrele medicale, medici, cadrele medicale, medici, să parcurgă aceste cursuri, pentru ca să zicem că în zona aceasta de lăuzie să nu acționeze oameni nepregătiți profesional. Riscul este nu să existe consilier în alăptare. Asta e minunat dacă există și au disponibilitatea de a merge la domiciliu și a ajuta mamele în mod corect pe bază de evidențe științifice. Riscul este însă apariția, ca întotdeauna, știi, ciupercile după ploaie. Există, din păcate, și oameni care nu sunt pregătiți profesional și care de foarte multe ori induc mama în eroare. Mama ajunge cu sânul maltratat de multe ori la noi, ablactată și cu cel puțin 3-4 lăpturi în brațe, încercând disperată să supraviețuiască alături de bebelușul ei. Și atunci începe o muncă teribilă în care încercăm să explicăm mamei beneficiile alăptării, să o încurajăm să fim alături de dânsa. Cred că nu există mamă care nu poate alăpta. De-a lungul carierei am avut două situații în care mame care au adoptat copii, atenție, au adoptat copii la vârstă foarte mică, au reușit să alăpteze. Este un proces volițional, divin, explicat de știință până la un punct. Pentru că știința spune că este o conexiune neurosenzorială. Laptele se produce în momentul în care acel copil suge. Lapte este o legătură neuroendocrină teribil de bine pusă la punct. Dar au reușit să alăpteze. Efectiv, mame care nu au avut nicio altă pregătire hormonală pentru a prelua acea sarcină de a crește bebelușul, decât faptul că l-au primit foarte repede,
în situații dramatice, într-adevăr, dar l-au primit foarte repede și au dorit cu tot sufletul să fie mamă din toate punctele de vedere și să experimenteze toate trăirile de mamă. Asta înseamnă însă foarte multă muncă, foarte multă dăruire, foarte multă dragoste și foarte multă încurajare de partea anturajului. Și e bine să înțelegem, dacă ăsta ar fi singurul mesaj pe care l-aș transmite, cred că acesta ar fi. Avem nevoie de familii suportive alături de gravidă și de lăuză. Avem nevoie să înțelegem că stările emoționale prin care trec, practic marchează destinul și existența copilașului care a venit pe lume. Noi avem, știința arată că mamele anxioase, mamele extrem de panicate sau singure sau anxioase sau depresive, au copii care dezvoltă colici abdominale într-un procent mult mai mare decât mamele celelalte care sunt susținute de familie, încurajate, iubite, ajutate să se hrănească corect și să se odihnească cât se poate. Primele săptămâni de după naștere sunt săptămâni cruciale în a menține alăptarea. Ori asta înseamnă ca cineva din familie să o ajute pe acea femeie. După primele 4-6 săptămâni, lăuza se descurcă foarte bine, se învață cu copilul ei, îl cunoaște și lucrurile curg altfel. Dar prima parte, imediat de după naștere, este fundamentală în a stabili o relație de acest gen. Și atunci, încurajarea, depistarea la timp a oricărei tulburări emoționale care poate avea impact negativ asupra mamei sau asupra relației dintre mamă și nou născut, sunt esențiale. De aceea este esențial ca din anturaj, persoana care este cea mai echilibrată, să constituie practic un pol de legătură între lăuză și între personalul medical pentru a putea seziza orice fel de modificare, astfel încât intervențiile noastre să fie precoce și de folos acestei tinere mame.